aceasta pe care Domnul ne-a dat să ne vedem cu bine în casa Domnului. E numai harul Domnului Iisus Hristos că putem să stăm la închinare într-un număr foarte frumos în dimineața aceasta. I-a fost de multe ori foarte peste mână, să nu zicem greu, să vii să predici la doi, trei oameni care sunt aici. Dar oriunde ați fost dumneavoastră, ne-am conectat cu dumneavoastră prin Duhul Sfânt. Asta a fost cel mai frumos. Și în dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu. Și cred că ar trebui să zicem toți, slăvit să fie Domnul. Am să citesc două versete din Cartea Psalm, capitolul Psalmul 77. Am pregătit și un PowerPoint în dimineața aceasta, este, am să citesc din Psalmul 77, versetul 13 și versetul 14. Sunt două versete din Sfânta Scriptură, două versete care scoate în evidență caracterul lui Dumnezeu și cine este El. Omul lui Dumnezeu Asaf scrie psalmul acesta, inspirat de Duhul Domnului, și în capitolul, în versetul 13 și în versetul 14, face o afirmație foarte puternică. Și uitați ce spune Cuvântul Domnului. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Se întreba el. Și aceeași întrebare o am și eu. Care Dumnezeu este Dumnezeul mare? ca și Dumnezeul nostru. Versetul 14 spune, tu ești Dumnezeu care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Și în dimineața aceasta, Tată din ceruri, suntem în locul acesta, în casa ta, unde se cheamă numele tău. Și cu mic, cu mare, Tânăr și bătrân, vrem să spunem că tu ești Domnul peste Biserica Filadelfia. Tu ne-ai păzit până într-o zi ca aceasta. Sunt 41 de ani în care ne-ai condus cu brațul tău puternic și îți mulțumim. 41 de ani unde am văzut minunile tale, unde am văzut puterea ta, unde am văzut numele tău manifestându-se. Și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru Biserica Filadelfia. Îți mulțumim pentru fiecare frate, soră, cei care aparținem de această familie, te slăvim pe tine, Tată. Și în dimineața aceasta suntem adunați înaintea ta, Doamne, Dumnezeule, și vrem să spunem că suntem dependenți de tine 100%, avem nevoie de harul tău, avem nevoie de îndurarea ta, avem nevoie de puterea ta, avem nevoie de duhul tău cel sfânt care să ne călăuzească. Tată din cerul de astăzi vom începe un new sermon series despre minuni, despre miracole. Nu doar vrem să predicăm despre aceste miracole, dar vrem să le și experimentăm cu tine, Tată din ceruri. Eu știu că sunt în dimineața aceasta frați și surori, tineri și tinere care așteaptă o minune de la tine. Sunt oameni care se roagă, sunt oameni care au postit, sunt oameni care au plâns, sunt oameni care în taină și-au îndreptat glasul către tine în numele Lui Isus Hristos în dimineața aceasta. Fie dimineața în care să fie o minune pentru ei, Tată din Ceruri. Ascultă rugăciunea celui bolnav, Tată din Ceruri. Ascultă rugăciunea mamei către copii, Doamne Dumnezeule, a părinților către copii. Ascultă rugăciunea copiilor pentru părinți. Ascultă rugăciunea slujitorilor pentru biserica ta. Doamne Dumnezeule, condune lumina ta și în adevărul tău, Doamne. Și în toate lucrurile nu vrem nimic altceva, Doamne, decât Tu să fii înălțat. Noi să ne facem tot mai mici, noi să fim tot mai mici, și tu să fii tot mai mare, Doamne. Dumnezeule, când oamenii se vor uita la noi, să nu ne vadă pe noi, să te vadă pe tine ca singurul Dumnezeu puternic, singurul Dumnezeu care face semne și minuni. Și astăzi ne alăturăm și noi salmistului Asaf și spunem, cine este ca tine, Doamne? Nimeni nu este ca tine, de aceea strigăm în dimineața aceasta, glorie în numelui Tău, glorie puterii Tale, glorie în numelui Tău cel viu, Doamne. Îți mulțumim că ne asculți. te lăudăm, te binecuvântăm și te înălțăm de acum și până în veci de veci. Amin. Voi invit să reocupați locurile pe scaune. Frați și surori, așa cum știți și știm fiecare, încă de la începutul anului, Dumnezeu ne-a pus pe inimă tema aceasta, atât de frumoasă, și anume despre promisiunile lui Dumnezeu. Adevărul este, eu personal m-am întrebat de multe ori, uitându-mă în jurul meu, și mi-am pus întrebarea aceasta, realistic fiind. De ce, tocmai în anul acesta, Dumnezeu ne-a ne îndrumat ca să vorbim și să învățăm mai mult despre promisiunile lui Dumnezeu? Și eu personal, ca și dumneavoastră, probabil mulți dintre dumneavoastră, am ajuns la o concluzie biblică, simplă și care aș vrea să rămână în viețile noastre și în inimile noastre. Și anume, că atunci când poporul lui Dumnezeu, atunci când familiile, atunci când copiii trec prin diferite situații, în momentele acelea este cel mai frumos să-ți aduci aminte de promisiunea lui Dumnezeu. De promisiunea lui Dumnezeu, o promisiune care nu se schimbă niciodată, care ne spune cuvântul Domnului, Că tot ceea ce Dumnezeu zice prin Domnul Isus Hristos este da și amin în Domnul nostru și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Și ne uităm noi, generația mai tânără, ne uităm cu drag la frații slujitori, la dumneavoastră care sunteți mai înaintați în vârstă, ne uităm la părinții noștri, ne uităm la cei care au fost înaintați înaintea noastră și vrem să învățăm de la ei. Și anume despre statornicia pe care ei au avut-o în Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. Este adevărat că noi, astăzi, în anul 2020, suntem binecuvântați mai mult decât noi ne-am gândit. Avem case, avem mașini, avem cu ce să ne îmbrăcăm, avem frigiderele pline, deși în lume, în multe alte țări, lumea se confruntă cu anumite lucruri și cu anumite probleme. În momentele ca acestea, când probabil totul este bun pentru noi, Dumnezeu a îngăduit să trecem și să simțim un pic de spaim, am zice noi, în inimile noastre. Dar eu sunt convins că dacă Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea, nu le-a îngăduit cu gândul de a ne distruge, de a ne lovi, ci le-a îngăduit cu gândul ca noi să devenim mai buni și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, să căutăm fața lui Dumnezeu. Pentru mine, eu am zis de multe ori, timpul acesta a fost un timp mai prielnic pentru mine. Și vă spun de ce. De obicei, în Biserica Philadelphia, la noi există foarte multe programe duminica, seara. Lunia, marțea, miercurea, joia. Vinerea câteodată mai era liber pentru mine, sâmbăta, duminica, nunți, biserică. Și în perioada aceasta am realizat foarte mult cât am lipsit din familie și cât am lipsit de lângă copiii mei. Eu sunt morning person, mie îmi place să mă trezesc de dimineață, mie îmi place să stau înaintea lui Dumnezeu, să caut fața Domnului dis de dimineață. Câteodată seara când veneam acasă, nu mai aveam timp să-mi văd copiii, unii care erau mai mici adormeau, ceilalți mă vedeam. Dar Dumnezeu a pus pe inima fratului Vasile ca în perioada aceasta toți ca biserică, ca și familii să căutăm fața lui Dumnezeu. La nouă dimineața să ne rugăm, la nouă seara să ne unim ca și familii cu copiii noștri, cu biserica. Și vreau să vă spun că aceste momente pentru mine au fost cele mai frumoase momente. Să stăm unii lângă alții știind că la ora aceea alte sute de familii din Portland, Oregon și nu numai din Portland, Oregon se conectează cu noi în rugăciune, strigă înaintea lui Dumnezeu și caută fața Domnului. Și mă bucur pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și faptul că Dumnezeu ne-a dat din nou posibilitatea ca să ne întâlnim cu bine în casa Domnului. Începând de astăzi, vom continua sărmă în al nostru despre promisiunile lui Dumnezeu și pentru o perioadă de câteva săptămâni, Biserica Filadelfia se va focaliza pe anume pe tema aceasta a miracles, al minunilor. Să știți că nu este ușor să predici despre minuni într-o vreme în care oamenii nu mai cred în minuni. Nu este ușor să predici despre ceea ce Dumnezeu face cum Dumnezeu lucrează unor și să le spui la unor oameni despre lucrurile acestea când ei complet ignoră tot ceea ce s-a întâmplat. Însă în dimineața aceasta, ca prima predică despre minuni, aș vrea să punem fundația de ce pentru noi este important să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, să credem cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L distorsionăm, ci să ne ancorăm în fiecare zi. Omul lui Dumnezeu, Asaf, face următoare afirmație și spune în felul următor, versetul 13 și 14, din nou le afirm lucrul acesta și face afirmația aceasta puternică și zice, Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care este Dumnezeu așa mare ca Dumnezeul nostru? Se întreba Asaf. S-a uitat Asaf în toată viața lui cântărețul acesta, a analizat toate lucrurile din viața lui și a făcut o bilan, un bilanț al vieții sale, al umblării sale cu Dumnezeu, al experienței sale cu Dumnezeu și ajunge la concluzia aceasta, Dumnezeule, nimeni nu este ca tine. Tu ești un Dumnezeu viu, ești Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, un Dumnezeu care nu te schimbi, un Dumnezeu care ești același, ieri, și în veci. Și mai mult decât atâta, omul acesta merge mai departe și zice Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Ceilalți Dumnezeu încearcă să emite. Unii dintre ei au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, dau mâini și nu poate să facă nimic. Dar Asaf se uită la Dumnezeul lui, la Dumnezeul în care se încrede în El și spune: Tu ești Dumnezeul care faci minuni și ți-a arătat puterea printre popoare. Eu aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta: Putem să zicem amin la versetul acesta? Aleluia! Amin! Uitându-ne și dacă ar fi să ne uităm încă de la începutul Sfintei Scripturi. Noi vom vedea în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament și în Vechiul Testament, anumite calități, anumite atribute pe care Dumnezeul nostru le are. Și unul dintre atribute este acesta, Jehova Elohim. Domnul Dumnezeu, nimeni nu este ca tine. Un altă calitate, un alt, alt atribut este numele acesta frumos al lui Dumnezeu, Iehova Ire. Un Dumnezeu care poartă de grijă. Un Dumnezeu care ne-a luat în brațele Lui de când eram un plod în pânte cele mamei noastre. Un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu adevărat, care lucrează cu semne și minuni. Și mai departe, un alt atribut al lui Dumnezeu este acela de Jehova Rafa, un Dumnezeu care vindecă. Un Dumnezeu care face semne și minuni, un Dumnezeu care din imposibil face posibil. Din boala care este în trupul tău și este în trupul meu, el poate să vindece și să elibereze. Din inima aceea împietrită de piatră, de poate Dumnezeu să facă o inimă de carne. Este un Dumnezeu care poartă de grijă, este creatorul Universului, este Dumnezeul acela care ne-a luat de când ne-am născut în brațele Lui de Dumnezeu și este Dumnezeul acela care rămâne un Dumnezeu al semnelor și al minunilor pentru noi și pentru familiile noastre dimineața aceasta și nu numai în dimineața aceasta, în următoarele săptămâni, acesta este scopul nostru să învățăm și să ne ancorăm și să înțelegem că Dumnezeul nostru în care noi ne încredem și în care s-au încrezut părinții noștri și înaintașii noștri este același ieri, azi și în veci. El dacă a vindecat ieri, el vindecă și astăzi și vindecă și mâine. Este adevărat. Mare adevăr. Când ne lovim, din totdeauna au existat cel puțin două categorii de oameni. Sunt oamenii aceia care au avut o înțelegere greșită despre Dumnezeu, despre conceptul de Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, despre ce poate să facă Dumnezeu lucrul acesta. Este a doua categorie de oameni care... Au o înțelegere greșită, o înțelegere eronată despre cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce poate să facă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că au o înțelegere foarte slabă a conceptului de Dumnezeu și de a ceea ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu în vechime, în vechiul ora, pentru noi, cuvântul evangelile, epistolele pastorale. Pe timpul Domnului Isus Hristos vreau să vă spun că au existat două categorii de oameni. Sunt oamenii aceia saducheii și farisei. Și dacă am fi în dimineața aceasta să ne uităm la ei, de ce o să spun și de ce am adus în atenția dumneavoastră aspectul acesta, pentru că văd o realitate a ceea ce a fost 2000 de ani în urmă în ziua de astăzi. Saducheii erau oamenii aceia cu orientare mai liberală, mai democrată, să spunem așa. Pe de altă parte, fariseii erau oamenii aceia mai conservativi în gândirea lor, în a înțelege pe Dumnezeu. Saducheii erau oamenii aceia care aveau o înțelegere despre legea lui Moise. Ceilalți se bazau doar pe Tora, doar pe cuvântul direct, și mai credeau și cuvântul oral care se transmitea din vorbă în vorbă. Saducheii controlau templu, fariseii controlau sinagogile. Mai mult decât atât, saducheii nu credeau în înviere și nu credeau în viața după moarte. Pe schimb, în schimb, fariseii credeau lucrurile acestea. Eu aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, Uitați-vă la slide-ul acesta, nu vi se pare foarte actual în ziua de astăzi? Nu vi se pare că unii, domne, foarte liberali în gândire, când stai de vorbă cu ei și discuți despre ceea ce se întâmplă, despre cuvântul lui Dumnezeu, se uită la tine, domne, ce învier? Ce moarte? Ce viață după, după moarte? Pentru că sunt anumite lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu care le ignoră complet. Mie mi se pare foarte actual lucrul acesta. Într-una din zile, Cuvântul Domnului ne spune că niște oameni, în Marcu, capitolul 12, cei care aveți Bibelele cu dumneavoastră, vă invit să le deschideți. În Marcu, capitolul 12, de la versetul 18 la versetul 27, este o întâmplare. Ne spune Cuvântul Domnului că s-a ei, care zic că nu este înviere, versetul 18, spuneau, au venit la Isus și a pus următoarea întrebare, i-a o întâmplare din trecut, ce s-a întâmplat. Învățătorile, iată că ne-a scris Moise, dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Și aici vine întâmplare, erau șapte. Toți au murit spune cuvântul Domnului, cei din întâi s-a însurat și a murit și a lăsat n-a lăsat urma și a făcut al doilea, al treilea, al patrulea și uitați întrebarea să la. înviere, nevastă, nevasta căruia dintre ei va fi, căci iată, toți șapte au avut, au avut-o de nevastă. Și uitați răspunsul important pe care Domnul Isus Hristos îl dă acestor oameni, acestor saduchei. Iisus a răspuns, drept răspuns Isus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scriptura Cuvântului Dumnezeu, dar nici cine este Dumnezeu în puterea Lui cea mare? S-a uitat Domnul Iisus Hristos la ei și a zis, voi care învățați în templu, care ar trebui să dați o direcție spirituală generației care vine după voi, voi care controlați templul, sunteți într-o poziție înaltă și care din cauza anumitor interpretări a cuvântului lui Dumnezeu puneți deoparte anumite lucruri, din cauza aceasta vă rătăciți și sunteți rătăciți. Știți de ce? Pentru că nu cunoașteți, le spune Domnul Iisus Hristos, nici Scriptura, dar cuvântul Domnului îi spune nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu. Este foarte important ceea ce spune Domnul nostru Isus Hristos. Cunoașterea scripturii, asta este părerea mea personală, te va duce tot timpul în postura să le experimentezi pe Dumnezeu într-un chip miraculos și puternic. Cunoașterea adevărului scriptural, cunoașterea ceea ce Dumnezeu ne vorbește nou în cuvântul lui Dumnezeu, te va duce în postură să te rogi mai mult, să postești mai mult, să cauți fața lui Dumnezeu mai mult și în momentele acelea vei experimenta pe Dumnezeu mai mult în viața ta. Acum, eu vreau să fac o afirmație. Eu cred că viața noastră de creștin trebuie să fie o viață al minunilor și al semnelor în care să-l experimentăm pe Dumnezeu nostru într-un chip miraculos în fiecare zi. Faptul că ne bate o inimă în piept este minunea lui Dumnezeu. Faptul că mintea ne este sănătoasă este minunea lui Dumnezeu. Faptul că am venit astăzi în casa lui Dumnezeu este minunea lui Dumnezeu. Însă au existat și oameni, oameni care nu mai cred astăzi în semne și în minuni și numiți oamenii aceștia cesaționiști, adică ei cred că toate minunile acestea s-au oprit. Și uitați câteva dintre interpretările pe care ei le spun. Și spun în felul următor. Cesaționiștii spun că minunile s-au oprit în ziua în care ucenicii, ucenicii pe care i-a ales Domnul Isus Hristos au murit. Alții cesaționiști sunt de părere că minunile s-au sfârșit în momentul în care Apostolii și-au pus mâinile peste următorii oameni. De exemplu, vă un exemplu practic, fratele Vasile este ucenicul Domnului, first hand, își pune mâinile peste mine și minunile se opresc în momentul în care eu mor și viața mea este, se duce. Nu mai trăiesc pe acest pământ. Alții vin și spun că minunile s-au oprit în momentul în care această sfântă scriptură a fost complet scrisă în întregime. Eu vreau să vă spun, frați și surori, tineri dragi, în dimineața aceasta, eu nu am crezut niciodată teoriile acestea și nu le voi îmbrățișa niciodată. Știți de ce? Dumnezeul părinților mei este un Dumnezeu viu, este un Dumnezeu puternic, este un Dumnezeu care face semne și minuni, este un Dumnezeu care mișcă, este un Dumnezeu care vindecă, este un Dumnezeu care liberează. Și noi suntem prima exemplu pe care putem să zicem că Dumnezeu a făcut o minune în viața noastră din oameni care probabil altădată l-am urât pe Dumnezeu, din oameni care am stat departe de fața lui Dumnezeu. Astăzi căutăm fața lui Dumnezeu și astăzi noi suntem oamenii aceia care stăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea eu zic, slăvi să fie Domnul pentru asemenea oameni care astăzi mai cred în minunile lui Dumnezeu. Am fost tare curios și am întrebat pe social media, pe prietenii mei, am vrut să văd ce gândesc ei despre aceste lucruri și am întrebat trei întrebări. Prima întrebare este dacă ei mai cred astăzi în minuni. Și din numărul de câteva sute de răspunsuri care am primit-o, 97% din ei au spus da, noi mai credem în minuni, 3% au spus nu. A doua întrebare pe care i-am întrebat-o a fost dacă ei au nevoie de o minune în viața lor. Și a rămas impresionat, atins, când un număr de 98% din oameni mi-au răspuns și au zis am nevoie ca Dumnezeu să intervină, ca Dumnezeu să schimbe, ca Dumnezeu să-i vină în familia mea, să se atingă de mama mea, de tata meu, de frații mei, de surorile mele, de familia unde sunt eu. A treia întrebare, am întrebat pe oameni și am zis care este, cine este sursa acestor minuni? Și am rămas plăcut impresionat Cam aceasta au fost răspunsurile, niciun răspuns negativ. Unii au zis Dumnezeu, alții Iisus Hristos, credința în Iisus Hristos, alții au zis puterea rugăciunii, dar în esență toate lucrurile acestea scoate în evidență că sursa minunilor este Domnul nostru Iisus Hristos. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 17, când s-a rugat, a făcut rugăciunea aceea și în primele versete în capitolul 17 se roagă pentru el, de la versetul 6 se roagă pentru ucenici, de la versetul 20 la versetul 26 se roagă pentru biserică și aici cred că se roagă și pentru noi. Și spune Domnul Isus Hristos în versetul am să citesc versetele acestea, Ioan capitolul 17. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Le-am și afișat, însă versetul 18, versetul 22, Domnul Iisus Hristos spunea în felul următor. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Și mă opresc aici. Merge mai departe Domnul Iisus Hristos și se roagă în versetul 24 și zice, Tată, acolo, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o ca să vadă slava mea. Și aici întâlnim cele două aspecte, aspectul de trecut, adică Dumnezeu a dat ca să experimentăm slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat și a arătat ca noi în zilele de astăzi să gustăm din ceea ce Dumnezeu a făcut. Însă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos vorbește și de aspectul acela glorios, când o să fim în împărăția lui Dumnezeu și ne vom bucura grele și rele vor dispărea. Vorbește de trecut, ca să ne bucurăm în prezent și să experimentăm. Și mai mult decât atâta, vorbește de evenimentul acela glorios. Și în dimineața aceasta aș vrea să-mi intitulez mesajul meu în felul următor. When heaven touches earth. Când cerul este atins de ce? când pământul este atins de cer, când pământul este atins de slava lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la câteva aspecte, să le învățăm de ce sunt importante pentru noi, ca și biserică, ca și familie, minunile Domnului Isus Hristos. Este adevărat că trăim într-o lume disperată. Trăim într-o lume în care are nevoie de atingerea lui Dumnezeu, mai ales în ziua de astăzi. Uitându-ne ce vedem în jurul nostru. Trăim într-o lume plină de păcat, trăim într-o lume plină de adicții, plină de frustrări, plină de neîmpliniri, plină de eșecuri, ar spune unii. Apostolul Pavel le aduce aminte lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 3 și spune așa: Este adevărat, spune apostolul Pavel, lui Timotei, cei celui care trebuia să ia ștafeta mai departe și să ducă Evanghelia lui Iisus Hristos. Este adevărat că în zilele din urmă, spunea omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, sunt zile foarte grele și în urmă Apostolul Pavel și zice oamenii vor fi iubitori de sine. Se uită la ei mai mult. Narcisisti iubitori de bani, adică iubitor de mai mult de avuții pe acest pământ decât de adevărata comoare care este împărăția lui Dumnezeu. Oamenii vor fi lăudărași, vor fi trufași, vor fi oameni care se vor răscula unii împotriva altora. Însă Apostolul Pavel sublinează în aspect în 2 Timotei capitolul 3, versetul 10, un verset foarte important și spune Dar tu, ai urmărit de aproape, în primul rând, învățătura mea. Da, a fost o învățătură eronată, spune Apostolul Pavel. Doi, ai învățat purtarea mea, ai văzut purtarea mea, adică ceea ce eu am predicat, am trăit. Dacă daul meu am zis da, a fost da, dacă am zis nu, a fost nu. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel zice hotărârea pe care eu am luat, adică viziunea pe care am primit-o de la Dumnezeu, am fost hotărât în direcția aceasta și am rămas stabilit, dar conclude atâta de frumos în versetul 10 și spune, însă și credința mea în Domnul nostru Isus Hristos. Și așa cum ziceam la început, sunt cele două categorii de oameni, oameni care astăzi nu mai cred în minuni. Alții nu mai vor să audă de minuni. Nu mai cred în minuni și nu mai vor să audă de minuni. Pe de altă parte sunt oamenii aceia care cred în minunile Domnului Isus Hristos și au nevoie ca Dumnezeu să lucreze și să intervină. Aș vrea să subliniez de la început și să spun, sursa minunilor nu este omul, ci este Domnul. Dacă Dumnezeu îi dă un dar spiritual cuiva și Dumnezeu îl folosește, aș vrea bine să înțelegem, nu este omul, ci este Domnul care este Dumnezeu. Noi suntem niște vase, noi nu suntem nimic. El este acela, dacă Dumnezeu ți-a dat abilitate să cânți, este Domnul. Dacă ai putere să recizi poezii, să memorezi, este Domnul care este. Dacă ai putere și Dumnezeu te folosește în anumite direcții și Dumnezeu te folosește cu semne și minuni, nu ești tu omul, nu sunt eu omul, ci este Domnul. Și aș vrea, în dimineața aceasta, să ne uităm la cinci motive de ce minunile se mai întâmplă și în ziua de astăzi. Într-o lume, cum spunea la început, când lumea nu mai crede în semne și în minuni, când lumea nu mai vor să audă de minuni, aș vrea să vă aduc aminte în primul și în primul rând. Eu cred și subliniez aspectul acesta pentru că nu am găsit nici unde în Biblie să zică că minunile se opresc. Eu n-am găsit în Sfânta Scriptură. Asta spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Asta spune că Dumnezeul în care noi ne încredem, Dumnezeu face și asta semne și minuni. Asta îmi spune că Dumnezeul în care noi îl slujim și pe care îi cântăm, El poate să te vindece, El poate să te elibereze, El poate să aducă princii de război acasă. El și astăzi lucrează cu semne și minuni. Este adevărat că prea mult ne-am obișnuit cu aspectul acesta să zicem, acum 40-50 de ani Dumnezeu lucra. Este adevărat, a lucrat minunat. Și eu am auzit de la părinții mei ce mi-au povestit ce s-a întâmplat în casa bunicilor și dumneavoastră la fel în familiile dumneavoastră. Dar am zis de multe ori în mintea mea și în inima mea și am zis, Doamne, nu vreau aceste minuni să se oprească. Aș vrea să le experimentăm și dacă ne uităm în Vechiul Testament vom vedea minuni. Și am scos pentru dumneavoastră câteva în dimineața aceasta. N-am să le mai citesc, timpul este înaintat. Ne uităm și în Noul Testament și și în Noul Testament vedem anumite minuni pe care Domnul Isus Hristos le face după ce moare El, se continuă mai departe prin apostoli. Istoria bisericii ne spune de oameni pe care Dumnezeu i-a folosit cu semne și minuni. Dumneavoastră ne-a spus de atâtea ori: când v-ați rugat, Dumnezeu a vindecat, când v-ați rugat, Dumnezeu a eliberat, când v-ați rugat și n-ați mai avut nicio sursă, Dumnezeu a venit cu binecuvântarea lui. Slăvit să fie lucrul, Domnul, pentru lucrul acesta. Este adevărat că este doar un singur pasaj în care, așa cum menționam, acești oameni cesaționiști care nu mai cred în minuni, ei se opresc la versetul acesta, la 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8 și versetul 9 și versetul 10. Și am să-l citesc și vreau să-l explic. De ce cred eu că oamenii aceștia sunt complet, complet wrong? Versetul 8 spune, dragostea nu va pieri niciodată, prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Este adevărat că toate lucrurile acestea se va sfârși când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Că nu o să mai avem nevoie atunci de cuvântul Domnului, nu o să mai avem nevoie să ne rugăm, vom fi în prezența lui Dumnezeu. Dar până Dumnezeu vine să ne ia la casă, eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Eu am nevoie să postez, eu am nevoie să mă rog, eu am nevoie să cau fața lui Dumnezeu, eu am nevoie să fiu dependent 100% de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în mine, într-o parte acum. Experimentăm lucrurile acestea, dar toate lucrurile acestea în parte se vor sfârși. Acești oameni care uită două aspecte foarte importante. Faptul că ei trăiesc o minune în fiecare zi. Uită! Le bate inima în piept și uită că le bate inima în piept. Se trezesc dimineața plin de viață și uită lucrul acesta. Dar mai mult decât atâta, cartea Apocalipsa, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, cartea Apocalipsa mai scoate în evidență lucruri pe care mai trebuie să se întâmple până la venirea Domnului. De aceea, cum am zis la început și o zic și de data aceasta, nu agres cu oamenii aceia absolut deloc și eu consider că sunt total greșiți și nu trebuie să ne luăm după ei și nu trebuie să-i ascultăm. Dumnezeul nostru, frați și surori, este un Dumnezeu care lucrează cu semne și minuni. Evanghelia nu găsim niciun descris că s-a sfârșit. Când oamenii aceia au murit sau cei pe care ei au ordinat au murit sau când Biblia s-a sfârșit, s-a scris. În al doilea rând, aș vrea să subliniez în dimineața aceasta și să spun că minunile toate minunile scoate în evidență că ceea ce noi predicăm, Evanghelia aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, este singura carte adevărată. Minunile pe care le experimentăm, minunile pe care le-am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu, minunile acestea nu scoate nimic în altceva în evidență decât că ceea ce noi predicăm, temelia pe care noi stăm, este adevărată, este da și amin. Evanghelia este adevărată și dacă se întâmplă unele minuni și dacă, nu se, și dacă ar fi să nu se întâmple anumite minuni. Ascultați-mă ce vă spun. Această carte nu se va schimba niciodată. Iar este cuvântul lui Dumnezeu, este infailibil, este da și amin. Chiar dacă unii zic că se întâmplă minuni, chiar dacă unii zic că nu se întâmplă și dacă unii nu o să vadă nicio minune în viața lor, deși eu spun faptul că îi bate inima în pept, este o minune, chiar dacă ei nu văd nicio minune, vreau să vă spun, acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat, mări să fie Domnul pentru lucrul acesta. În Matei, capitolul 14, le spune cuvântul Domnului că Domnul a ajuns undeva la o mulțime de mare de oameni și și-a arătat compasiunea față de ei. Și versetul 14 ne spune că în compasiunea lui, în inima lui, în, 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 în durerea pe care el a experimentat-o în ziua aceea, în locul acela, Dumnezeu a vindecat. Și toate lucrurile acestea ce se întâmplă, faptul că Dumnezeu eliberează, faptul că Dumnezeu vindecă, faptul că Dumnezeu restaurează, scopul este unul singur, nu glorificarea omului, ci glorificarea împăratului împăraților și Domnului Domnului Dumnezeul nostru. De aceea Apostolul Pavel, de aceea ne spune cuvântul Domnului mai departe, în Matei capitolul 15, versetul 31, o pagină mai departe, spune așa, Oamenii au rămas uimiți când au văzut ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, când a văzut puterea Evangheliei, când a văzut puterea cuvântului. Ne spune cuvântul Domnului că oamenii aceia au început să-L glorifice pe Dumnezeul lui Israel. Pentru că aici este o demonstrație puternică, faptul că ceea ce noi predicăm este adevărat, El nu se schimbă. Și ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul lui Dumnezeu este și va rămâne. În al treilea rând, aș vrea să subliniez și să spun în felul următor. Minunile se vor întâmpla și se întâmplă în viața noastră pentru că este putere în numele Lui Iisus Hristos. Minunile se întâmplă și se vor întâmpla pentru că atunci când te duci în numele Lui Iisus Hristos și nu te duci în numele tău, minunea se va întâmpla Că te folosește Dumnezeu pe tine, că mă folosește pe mine, că folosește soțiile noastre, copiii noștri, frații, slujitori, Dumnezeu își va duce numele la, la, la îndeplinire. De 2000 de ani, numele acestea de Isus Hristos are putere. Este la fel de puternic. Acest nume nu s-a diminuat niciodată și nu se va diminua. Chiar dacă unii oameni încearcă, l-au încercat să șteargă istoria, să ardă această carte, pe zice trece, numele de Isus Hristos și Evanghelia s-a dovedit a fi puternică mai departe. Săptămâna trecută noi am sărbătorit și fratele păstor Beni a predicat aici despre ziua cinzecimii, despre momentul acela glorios ce s-a întâmplat la ziua cinzecimii. Și dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 2, vom vedea câteva lucruri foarte importante. După ce oamenii aceștia Aproape 120 de oameni care erau în camera de sus au fost umpluți de Duhul Domnului în momentul acela. Apostolul Petru ne spune cuvântul Domnului că a început să predice Evanghelia. Un om care altă dată i-a fost rușine de identitatea lui. Un om care altă dată probabil a avut un caracter și un temperament mai vulcanic. Și ca o paranteză aici, Sper să nu supăr pe nimeni, dar sunt mulți predicatori care zic că Dumnezeu schimbă caracterul, temperamentul nu l poate schimba. Eu cred că Dumnezeu schimbă și temperamentul. Eu am văzut mulți oameni vulcani și Dumnezeu când i-a mântuit și i-a schimbat, le-a făcut un temperament mai blând. Au fost oameni blânzi. Și pentru noi este și Apostolul Petru, omul acesta care altă dată a fugit, s-a ridicat în picioare, ne spune cuvântul Domnului și a început să predice cuvântul Domnului cu autoritate. În al doilea rând, dacă ne uităm la biserica primară, vedem că Dumnezeu și-a însoțit Evanghelia cu semne și minuni, pentru că oamenii aceștia s-au ridicat în numele lui Iisus Hristos. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, de fapt Petru, n-am să mai citesc pentru că toate lucrurile acestea știm ce s-a întâmplat în faptele Apostolilor, capitolul 2, însă în capitolul 3 ne spune cuvântul Domnului că Petru și Ioan au început ca să meargă la templu. Și acolo a fost un om care nu avea absolut nimic. S-a uitat probabil, au zis, am mai zis asta de multe ori, dar probabil în mintea lui a zis, vin pocăiții și am nevoie ca să fiu rănit eu. Însă apostolul Petru s-a uitat la ei, la omul acesta care avea nevoie de un ajutor atât spiritual cât și fizic s-a uitat și a zis, aș și aur, n-am, dar ce avem îți dăm în numele, nu al nostru, al lui Petru și al lui Pavel, în numele lui Iisus Hristos, pentru că este putere în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Petru a înțeles și Ioan a înțeles foarte importantă lecția aceasta. Că este bine să rămâi sub autoritatea cuvântului, este bine să rămâi sub autoritatea numelui lui Dumnezeu și când te duci într-o lucrare, să nu te duci în intelectul tău, să nu te duci în puterea ta, să te duci în numele lui Isus Hristos. Pentru că atunci când te duci în numele lui Isus Hristos și sub autoritatea lui, Dumnezeu va face semne și minuni. Slăvit să fie Domnul. Dar știți ce ne spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 19? Erau niște fii acolo, fii lui Șeva. Și ne spune cuvântul Domnului că au început oamenii aceștia să cheme numele lui Isus peste cei care aveau duhurile zicând. Vă jur pe Isus, spunea ei, pe care îl propovăduiește cine? Pavel, nu eu, nu noi. Să ieșiți afară. Și uitați ce răspunde duhurile. Duhul a răspuns, pe Isus îl cunoaștem. Pe Pavel îl știm. Dar voi? Cine sunteți? Și știm întâmplarea că au plecat un pic, am șifonat oamenii aceia acasă. Pentru că au crezut că autoritatea se capătă cum vor ei. Domnule te uiți la un predicator, predică bine, hop, o vrei să faci și tot la fel. Nu. Eu cred că autoritatea lui Dumnezeu se capătă în momentul în care îl ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cauți fața Domnului, citești cuvântul lui Dumnezeu rămâi sub autoritatea Lui și sub autoritatea numelui. <coughs> și eu cred că Dumnezeu este acela care face semne și minuni. Al patrulea rând, în dimineața aceasta aș vrea să subliniez și să spun, minunile se întâmplă pentru că aceste minuni este o demonstrație a împărăției Lui Dumnezeu pe pământ. Minunile se întâmplă în ziua de astăzi pentru că Ceea ce noi predicăm despre împărăția lui Dumnezeu este o demonstrație a puterii împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Și dacă ne uităm la Domnul Isus Hristos, mesajul lui, mesajul lui cheie a fost despre împărăția lui Dumnezeu. Și de unde știm lucrul acesta? Din mesajele lui, dar știm și din Luca capitolul 24, cei doi care mergeau la Emaus, când Isus Hristos se arată, spuneau ei, oare noi am crezut? care să vină și are să instaureze și are să facă. Le-a plăcut un împărat care le-a dat de mâncare când au avut nevoie. Le-a plăcut un împărat care a făcut anumite lucruri pentru bunul lor. Însă Iisus Hristos, mesajul Domnului Iisus Hristos, nu a fost pe acest pământ și a vrut să le concentreze mintea și inima către adevărata împărăție. Vreau să vă subliniez, Matei capitolul 6, versetul 33 spune că principalul gol al creștinului nostru este să căutăm împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea și apoi toate celelalte Dumnezeu se atinge de noi, Dumnezeu ne poartă grijă. Acesta este mesajul principal pe care noi ca și copii al lui Dumnezeu este să căutăm împărăția. În al doilea rând, în Matei capitolul 13, versetul 38 scoate și spune că oamenii neprihăniți, sunt chemați fii ai împărăției. Un om care îl acceptă pe Isus Hristos este chemat ca și fiu al împărăției. Dar ceea ce este un lucru și mai important este faptul că împărăția nu a venit doar ca o proclamare, ca o predicare a împărăției lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu se manifestă și printr-o demonstrație a puterii lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4, și versetul 5, am să-l citesc, 1 Corinteni, capitolul 2, vreau să-l citesc, versetul acesta, dumneavoastră la veți afișe și vorbim despre ele ca... 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4 și versetul 5. Și învățătura și provăduirea mea nu stăteau în vorbiri în, de, în duplecătoare ale înțelepților, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Este adevărat că trebuie să predicăm Evanghelia, dar eu cred că împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie manifestată și prin lucrurile acestea. De aceea, Domnul Isus Hristos a spus ucenicilor atâta de frumos și în Marcu, capitolul 16, marea trimitere, i-a trimis pe ucenici ca să predice Evanghelia. Și spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul, în Marcu, capitolul 16, am să citesc versetul acestea, foarte, foarte, foarte importante pentru noi să înțelegem. Uitați ce spune. Iată semnele, versetul 17 și versetul 18, care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Știți de ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu, aici pe pământ, eu cred că trebuie demonstrată și Dumnezeu vă folosește și mă folosește și pe mine și pe dumneavoastră. Și în al cincilea rând, de ce cred eu că minunile se întâmplă? Este că mulți oameni au nevoie de intervenția lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Este aici sora Maria Fortun, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Este fratele Matei Crișan care are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Sunt familii care plâng după copiii lor, au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Minunile se întâmplă pentru că oamenii încă în ziua de astăzi care mai caută fața lui Dumnezeu au nevoie de minunile lui Dumnezeu în viața lor. Și în concluzie aș vrea să vă aduc aminte de aspectele acestea și să vă încredințez din nou în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunea lui Dumnezeu. Și anume, chiar dacă vor fi unii oameni care nu mai cred în semne și în minuni, chiar dacă vor fi unii oameni cesasioniști care spun că minunile s-au sfârșit, nu mai există, aș vrea să vă spun primul lucru nu găsim niciun în Biblie să ne spună că minunile s-au oprit. Dumnezeul nostru lucrează, frași și surori. Dumnezeul nostru este puternic. Apostolul Domnului Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici și a zis, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce nu sunt numai oamenii care au crezut 2000 de ani în urmă, sunt și oameni care crește în ziua de astăzi. În al doilea rând miracolele se întâmplă pentru că ceea ce noi predicăm evanghelia aceasta este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este adevărat el nu se schimbă și noi predicăm o evanghelie vie o evanghelie adevărată minunile se întâmplă frați și surori pentru că există încă putere în numele lui Isus Hristos de 2000 de ani acest nume nu s-a schimbat. De 2000 de ani acest nume nu s-a diminuat. De 2000 de ani acest nume rămâne în picioare. Și oamenii care îl iubesc și care îl slujesc și care stau în zmerene și care stau în pocăință, când se ridică numele lui Iisus Hristos și predică, oamenii sunt mântuiți. Când se ridică numele lui Iisus Hristos și se roagă, oamenii sunt eliberați. Când se ridică numele lui Iisus și îi proclamă vindecare, oamenii sunt vindecați. De ce? Pentru că este putere în acest nume. Și această minunele se întâmplă pentru că este o demonstrație a împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici cum se roage. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, cum precum în cer, așa și pe pământ. Și eu cred că minunile se întâmplă în ziua de astăzi pentru că oamenii mai au nevoie. Nu știu unde ești în dimineața aceasta, frate și soră. Nu știu dacă mai crezi în minuni, dacă nu mai crezi, dar eu vreau să spun, eu cred cuvântul acesta și n-am să mă schimb niciodată. Eram în clasa a 10 -a, la Liceul Teologic Pentecostal din Arad. Cei care sunteți din zona Aradului știți foarte bine că pie bate vântul și ca adolescenții din ziua de astăzi și noi adolescenți, iarna, toiu iernii, tricou, și geacă. Era rușine să purtăm pantaloni scurți cum poartă unii astăzi în America și nu numai. Și m-am bolnăvit foarte mult, foarte tare atunci. M-am răcit, n-am băgat de seamă, m-am gândit, eu am zis, un ceai și atât. Bem un ceai cald, lămâie și multe alte cele. N-am luat nicio pastilă și eram în internat din Aradul Nou, în internatul din Aradul Nou, dimineața aceea n-am putut să mă ridic din pat. Am simțit că nu mai pot să respir. Simțeam plămânii căile respiratoare blocate. Cei cu care stăteam în cameră, eram o persoană atunci în cameră, au sunat 112, 911 și au venit după mine și m-au luat și m-au dus la spital. La emergenții, pentru că erau foarte mulți oameni erau o cameră destul de mare și erau numai perdele puse și discutau, mi-au făcut câteva raze la plămâni și am auzit pe asistenta discutând cu doctorul și ziceau, plămânii lui sunt plini de apă, sunt plini de puroi, ce să facem? Asistenta s-a uitat la doctor și zicea, este tânăr, oare ce se va întâmpla cu el? Și atât am auzit pe doctor zicând, noi nu mai putem să facem absolut nimic, dacă situația lui nu se va schimba în următoarele ore, cu siguranță va muri. Păi când am auzit asta, pune-te să strigi înaintea Domnului. Nu mi-era frică de moarte, sincer vă spun, dar m-am gândit imediat la frații mei, la părinții mei și în momentul acela un prieten de-a meu m-a luat, l-am sunat, sunat și am zis vreau să mă duci acasă la mama, că dacă îi să mor, mai bine mor acasă, lângă mama și tata. Și m-am dus acasă, de-abia respiram, nici nu știu cum au fost alea două ore, jumate, trei ore până am ajuns de la Arad la Hunedoara. Când am ajuns acasă, era mami și tati și frații mei. Am simțit așa încetul cu încetul că parcă viața se scurge. A venit un prieten de-a meu ce era doctor la medicină, era student la medicină și a zis trebuie să-ți fac niște, să facem un ceai de musețel, să spunem un prosop pe cap și să inspiri și să expiri aerul acela cald și ce să elimini de pe căil tot ceea ce e stac de aer. Nici lucrul acela n-am simțit absolut că nu mă ajută cu nimic. Dar mi-aduc aminte în seara aceea, e prima dată când am avut o vedenie reală, cum dumneavoastră mă vedeți pe mine, așa am văzut eu. În timp ce eu strigam în mintea mea, Iisus, ai milă de mine, am văzut o lumină albă în camera mea. Așa, o lumină puternică, nici, nici ce și dumneavoastră care ați experimentat lucrul acesta, nu o puteți descrie în cuvinte, ceva strălucitor. Și din lumina aceea, ca o mână, n-am văzut să zic că erau semne perforate, dar am știut în mintea mea și în inima mea atunci, am știut că e mâna Domnului și a pus mâna pe pieptul meu, m-a atins încet pe piept. În momentele acelea am sărit din pat și am început să cânt și să cânt în alte limbi și să-L măresc pe Dumnezeu. Aveam 17 ani atunci, când cel mai real am simțit atingerea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun astăzi, dacă ar veni o lume întreagă să-mi zică mie că Dumnezeu nu mai face semne și minuni, nu o să-i niciodată. Știți de ce? Că eu am experimentat minunea. Și dacă ar veni să vină cineva la dumneavoastră să nu-i credeți, pentru că noi am experimentat oameni care au fost vindecați de cancer, oameni care Dumnezeu i-a folosit cu semne și minuni. Frați și surori, știu că am mers în dimineața aceasta, cred că cel mai lung de când predic eu la Filadelfia, dar aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să strigăm înaintea Domnului și să zicem, Doamne, avem nevoie de tine în luna aceasta și în următoarele săptămâni în care vom învăța despre minuni, că tu ești un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care nu te schimbi. Doamne, aș vrea să te experimentăm mai mult în familiile noastre. Poate ai în familie copii care nu mai cred că Dumnezeu există că au abandonat învățătura, poate sunt în familia ta soțul sau soția care nu mai cred în puterea lui Dumnezeu, care altădată se rugau și nu se mai roagă, care altădată poate vorbeau în alte limbi și acum nu mai vorbesc, care altădată căutau, erau primii care să vină înaintea Domnului să postească și astăzi nu. Eu, și dacă ai nevoie de o minune, ascultă-mă bine, Dumnezeul nostru nu se schimbă, Evanghelia este adevărată. Și noi în dimineața aceasta vrem să strigăm înaintea lui Dumnezeu să zicem, Doamne, mai intervină Tu, mai schimbă Tu, mai fă Tu -o, o minune. Dacă este cineva în dimineața aceasta bolnav, haide să strigăm înaintea lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, îndurăte te în numele lui Isus Hristos, Dumnezeu poate să vindece. Dumnezeu să dea daruri spirituale copiilor noștri, Dumnezeu să vă dea daruri spirituale, să ne dea daruri spirituale, să ne folosească pentru slava și împărăția lui Dumnezeu. Într-o vreme în care oamenii nu mai cred în minuni, eu cred că Dumnezeu își va ridica o armată de oameni care să stea în spărtură, o armată de oameni care vor căuta fața Domnului, o armată de oameni care vor fi zmeriți, o armată de oameni care vor rămâne sub autoritatea Domnului, o armată de oameni care se vor ridica în numele lui Isus Hristos. Și când oamenii aceștia își vor deschide gura, bolnavii vor fi vindecați, cei care sunt pierduți vor veni înapoi acasă, cei care au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos vor fi mântuiți. De ce? Pentru că Dumnezeu ne ajută și vrem ca să stăm în lucrul acesta. Haideți, dragii mei, frați și surori, tineri dragi, să strigăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, mai ales că ne vom apropia și seara de trupul și de, de sângele Domnului Isus Hristos. Eu mi-aduc aminte când eram copil mic, probabil și dumneavoastră, oameni mărturii care săreau oameni în biserică și ziceau că Dumnezeu i-a vindecat la cina Domnului. Ați, ați auzit lucruri din astea? Eu am auzit, eu cred că Dumnezeu poate să facă și în seara aceasta în Biserica Filadelfia. Poate să facă la noi acasă. De ce? Pentru că prin rănile Lui suntem tămăduiți mai întâi spiritual, dar eu cred că și trupește Dumnezeu, planul Lui Dumnezeu și inima Lui Dumnezeu este să se atingă de noi și zic, Doamne, îndură-te de Biserica Filadelfia și de familiile bisericii. Haideți să intrăm în rugăciune așa cum stăm.